Salutare, prieteni, asta este mărul care l-am altoit pe 2 aprilie anul ăsta. Este un soi de măr gala și mai este încă un soi, dar nu știu cum îi zice. Mi l-a adus un prieten din Anglia. Și acum o să dau zăpada pentru a doua oară. O să o scutur, că deja frunzele n-au căzut. Măstarii nu i-am tăiat, că vreau să opresc de altoi. Și va trebui să scuturăm din cauza că n-a căzut frunzele, să dăm jos zăpada. Uita și aici. Aici deja am un altoi de păr de toamnă. Să vedem, să sperăm că va rezista peste iarnă. Uite și aici. Dacă sunt măstarii de lungi, dacă nu dau jos zăpada să frâng. Trebuie scuturată zăpada. Dacă era scurtat văstarii, nu era problemă. Dar fiind foarte lungi, au cam 2 metri jumate, alții chiar 3 metri. Deja aici unul s-a frânt. Deci acest altoi de măr gala, deci l-am altoit pe măr Golden Delicious. Deci acesta este mărul Golden Delicious. A fost altoit de jos, la rădăcină. Iar pe fiecare ramură, se și vede aici. Deci pe fiecare ramură am băgat altoi de măr gala și încă un sui, parcă zicea că îi zice cox, ceva de genul ăsta. Acolo în Anglia așa îi se spunea. Deci cam asta este. Deci dați jos zăpada după ramurile, mai ales în special dacă are frunze. Că aceasta, dacă nu se depune și se va rupe, fiind foarte lungi. Deci cam aceasta a fost scutura tot zăpezii la pomi. Până la un alt videoclip, vă spun sănătate și numai bine. La revedere!